Doamnelor și domnilor, bun găsit la Time Alert! Inspectoratul Școlar Prahova este partener începând cu anul 2014 într-un program ce presupune o metodologie de învățare la nivel european. Despre ce este vorba însă exact, ne va spune invitatul meu de astăzi, domnul Aurel Graur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Prahova. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Despre ce program este vorba mai exact? Este vorba de un proiect finanțat de Comisia Europeană în domeniul educației și formării profesionale. Proiect care se numește LeTeEm sau dacă vreți Learners, Teachers and Employers, adică elevi, profesori și angajatori. Și care, așa cum spuneați, a demarat acum un an la nivel european și deci inclusiv în țara noastră. Ce presupune acest program? Pentru că văd că face o relație extrem de interesantă și ajunge chiar până la angajatori. Da, deci dacă v-aș enumera partenerii proiectului nostru, ați vedea că anvergura proiectului este impresionantă. Acoperă toată Europa, pornind de la nord spre sud și de la est spre vest. Deci suntem parteneri în acest proiect cu University of the West of Scotland, de la Glasgow, din Scoția, care este și coordonatorul proiectului, deci ideea de proiect practic a pornit de acolo. Iar printre ceilalți parteneri putem enumera Universitatea Laurea de Științe Aplicate de la Helsinki, din Finlanda, apoi Universitatea din Sofia și Centrul European de Inovare în domeniul afacerilor, care este cumva un soi de incubator de afaceri al Comisiei Europene și care are sediul la Bruxelles. Așadar, programul aparține unei universități din Scoția. Cum s-a realizat atunci parteneriatul? Cum a ajuns el să fie implementat și în România? Inspectoratul Școlar Prahova este de mulți ani implicat în proiecte de anvergură europeană, finanțate de Comisia Europeană. Iar această universitate, University of the West of Scotland, este partenerul nostru mai vechi și în alte proiecte. Datorită calității colaborării pe care am desfășurat-o împreună, am fost solicitați pentru acest proiect. Ce aș putea să vă spun pe scurt este că, deși Universitatea din Scoția este coordonatorul proiectului, ideea proiectului vine din Finlanda, unde Universitatea Laurea, de care v-am spus, a pus la punct acum mai bine de 10 ani ceea ce se cheamă o nouă metodologie de învățare adresată studenților. Această metodologie se numește Learning by Developing, învățare prin dezvoltare, și a încercat să rezolve una dintre marile probleme cu care se confruntă învățământul la nivel mondial, și anume o legătură nu foarte solidă între teorie și practică. Universitatea Laurea a reușit să facă posibile conexiuni între lumea academică, dacă vreți, și lumea afacerilor, în așa fel încât studenții să fie pregătiți încă din timpul studiilor să facă față solicitărilor de pe piața a forței de muncă. Aceasta având ca rezultat o foarte bună integrare a lor imediat după ce se văd cu diploma de absolvent în mână. Un program extrem de interesant și care acoperă o nevoie reală a societății noastre. Bineînțeles, pentru că de multe ori auzim și din partea angajatorilor faptul că absolvenții nu sunt pregătiți pentru a avea un job. Da. Și din cauza faptului că, universitățile, pentru că vorbeam de această metodologie care a fost dezvoltată la nivel universitar, universitățile au, vă spuneam, priorități mai degrabă academice. Partea aceasta concretă de muncă efectivă pe bază de sarcini apărute din viața de zi cu zi, din modul cum o afacere își derulează existența în mod normal. Deci aceste lucruri nu erau foarte prezente în ceea ce se întâmpla ceea ce se întâmplă în mediul academic. Care este inovația, de fapt? Deci, Laurea a devenit un punct de atracție mondial pentru profesori universitari din întreaga lume care doresc să preia din experiența finlandeză și să o aplice în universitățile lor.
Dar Laurea s-a gândit un pic mai departe. A spus, dacă am avut succes cu metodologia asta la nivel universitar, ce ar fi să încercăm să o adaptăm astfel încât să funcționeze la nivel preuniversitar? Și îmi face mare plăcere să vă spun că acest proiect este modalitatea prin care cei de la Laurea au încercat să rezolve acest lucru. Deci în momentul acesta muncim împreună să adaptăm această metodologie la specificul învățământului preuniversitar european, astfel încât la finalul proiectului să avem un instrument care să poată fi aplicat oriunde în Europa, în așa fel încât ceea ce finlandezii au reușit să pună la punct pentru nivelul universitar să poată fi acum aplicat și la nivelul studiilor medii. Pentru că și aici avem o conexiune directă între școală și lumea afacerilor. Nu toți elevii care finalizează studiile liceale merg mai departe către facultate. O bună parte dintre ei se duc direct în câmpul muncii, deci se angajează și atunci este nevoie ca, la rândul lor, elevii să fie cumva în cunoștință de cauză atunci când fac acest pas. Întrebarea mea era exact aceasta. Cum va fi aplicată această, adaptată mai degrabă, această metodă nouă învățământului românesc? Ce se va întâmpla exact? Orele se desfășoară într-un alt fel? Se schimbă manualele? Sau care sunt nevoile? Provocarea pe care o aduce această metodologie nu se referă niciun caz la curriculum, nu se referă niciun caz la noile, la manuale, ci la modul concret în care se desfășoară o lecție. Astfel, practic, propunerea metodologiei pe care încercăm noi să o punem acum la punct și care, ca o paranteză, se numește Learning by Developing for All, adică pentru toți, spre deosebire de metodologia adresată doar universităților. Deci aceasta presupune ca profesorii să identifice școlile, să identifice agenții economici interesați, care să identifice sarcini de lucru din cadrul organizației lor, sarcini de lucru pe care apoi le deleagă spre rezolvare elevilor. Asta înseamnă că un profesor de o anumită specialitate va identifica în sarcina de lucru pe care o transmite un angajator elemente specifice disciplinei sale. Ca să vă dau un exemplu, cel mai simplu, majoritatea afacerilor, majoritatea firmelor au nevoie de marketing, au nevoie de promovare, au nevoie de publicitate. Și atunci acest lucru se realizează cu ajutorul diferitelor instrumente. De exemplu, se poate realiza prin intermediul unui website sau este nevoie de o broșură care trebuie publicată sau fluturaj de promovare sau afișe și așa mai departe. În momentul în care o astfel de sarcină de lucru ajunge într-o școală, diferiții profesori de diferite specialități pot identifica elementele specifice lor. De exemplu, vorbind de website, profesorul de informatică poate să preia această, să zicem, solicitare și împreună cu elevii să încerce să pună la punct un site pe care apoi angajatorul poate să-l accepte sau poate să nu-l accepte în funcție de interesul lui. Dar acel website are mai multe componente. Există o parte de programare propriu-zisă care ține de informaticieni, nu? Deci copiii care fac studii de informatică, dar există și acel web design, partea, să zicem, artistică, care se adresează de data asta copiilor cu inclinații către arte. Și atunci vă dați seama, profesorul de informatică poate să se ocupe în cadrul orelor, pe baza programei pe care o are el, de punerea la punct a elementelor de programare a site-ului, iar profesorii de arte pot să vină cu compoziția artistică, da? Cu grafica, cu imaginile, de ce nu cu muzica și așa mai departe. Așadar este doar un exemplu foarte simplu. Da, bineînțeles, bineînțeles. Și în felul acesta elevii vor fi învățați să lucreze așa cum lucrezi de altfel la un job. Pentru că în viața reală nimeni nu lucrează izolat, adică toată lumea lucrează integrat și fiecare are bucățica lui, partea lui de treabă pe care trebuie să o îndeplinească. Această propunere a noastră încearcă să le prezinte copiilor, profesorilor, exact modul de lucru real dintr-o organizație care activează pe piața forței de muncă. Provocarea cred că va fi însă acum, când va trebui să găsiți agenții economici dispuși să colaboreze. Noi sperăm să-i găsim și proiectul, încă o dată, repetare, o anvergură europeană, deci noi
inspectoratul școlar este responsabil de pilotarea, să zicem, acestei metodologii la nivel european, astfel încât nu se pune problema doar de identificare de agenți economici din România, ci de identificare de agenți economici interesați din Europa. Prin urmare, dacă cumva la nivelul orașului Ploiești sau la nivelul județului Prahova, acolo de unde avem noi deja identificate câteva școli, nu vor exista agenți economici care să vină cu o ofertă, cu siguranță vom găsi în altă țară, ceea ce va diversifica un pic și, eu știu, modul în care școlile sunt obișnuite să relaționeze pe piața forței de muncă. Acum, Europa unită este unită din toate punctele de vedere. Avem o piață de muncă unică și atunci nu există niciun fel de problemă ca cineva din România să lucreze pentru o firmă din Finlanda, să zicem, sau din Scoția, la fel de bine cum ar putea lucra pentru o firmă din România. Dar credeți că firmele românești nu s-ar angaja într-un asemenea proiect? Ar presupune asta. Un efort? N-am spus asta. Am spus doar că în momentul în care nu identificăm doritori, avem această soluție. Sigur că da. Pot să vă spun deja că avem implicate un număr de 6 școli din România în acest proiect, pentru că noi reprezentăm România în acest proiect, nu doar județul Prahova, și ele sunt atât din Ploiești cât și din Buzău, de exemplu, sau din Galați sau din Arad. Deci avem o acoperire, să zicem, generală pentru această fază a proiectului, după care va urma peste câteva săptămâni extinderea proiectului la o scară mult mai mare și la nivelul României și la nivel european. Și abia după ce se va finaliza acea etapă vom putea vedea exact cum a fost primit proiectul și în școli, care este părerea, care este opinia școlilor și a elevilor și a profesorilor cu care lucrează apropo de propunerea noastră, dar mai ales care este reacția mediului de afaceri apropo de propunerea noastră. Cum credeți că vor primi profesorii? Cei cu care lucrăm deja sunt entuziasmați. Li se pare foarte avantajoasă această abordare. În primul rând că există această, eu știu, posibilitate de conexiune cu piața forței de muncă pe sarcini reale și nu inventate. De fapt, pot să vă spun că una dintre întrebările pe care le-am primit de-a lungul timpului apropo de diferența dintre learning by developing, această metodă pe care o propunem noi și învățarea pe bază de proiecte, este că dacă învățarea pe bază de proiecte este o metodologie, să zicem, prin care profesorul știe dinainte unde vrea să ajungă și controlează ceea ce se întâmplă, deci știe că pleacă cu copiii la un drum pe care el deja îl cunoaște și știe exact unde va trebui să ajungă, noua metodologie pe care o propunem noi emulează exact ceea ce se întâmplă în realitate, pentru că și în realitate, în momentul în care începi o activitate, o întreprindere, știi când începi, dar nu știi exact când termin și nu știi exact care e drumul până acolo. Deci te lovești de tot felul de obstacole care pot fi de diferite naturi, da? De natură financiară sau legislativă sau vă dați seama. Și, practic, nu mai este atributul profesorului de a fi magister, de a ști dinainte tot ceea ce se întâmplă și de a putea să lămurească toate aspectele, eu știu, de undeva de pe scaunul lui de profesor. În propunerea noastră, în metodologia noastră, toată lumea învață simultan. Elevii învață, profesorii învață, dar și angajatorii învață. Pentru că, exact cum vă spuneam, este reproducerea, de fapt nu e reproducerea, este chiar situația reală, este chiar viața reală. Întrebarea mea este, până în momentul de față, către ce profesori au fost îndreptate aceste sarcini? Avem profesori de toate specialitățile, avem profesori de limba română, avem profesori de fizică, avem profesori de istorie, deci nu există niciun fel de limită din acest punct de vedere, deci oricine poate să-și găsească un loc în cadrul acestei metodologii pe care o propunem noi. Ne mai puteți da câteva exemple de sarcini pe care le-au primit profesorii? Deci, deocamdată v-am dat un exemplu de sarcină foarte ușor de înțeles. În momentul acesta nu suntem nu am parcurs încă foarte mulți pași în așa fel încât să avem deja
să zicem, un set de exemple de bună practică. Dar apropo de propunerile pe care le pot primi școlile, practic de la orice companie, fie că este o companie care vinde, deci de comerț, și care are niște sarcini strict legate, să zicem, de contabilitate, de evidența stocurilor, da? Vă dați seama că la o oră de matematică se poate face ceva legat de statistică, da? De analiza statistică a ceea ce se întâmplă într-un magazin. Dacă vorbim de o întreprindere care are ca profil producția de ceva, deci de echipamente sau de utilaje, acolo copiii pot primi iarăși sarcini care pot să aibă în vedere, nu știu, identificarea etapelor de producere a unui subansamblu, să zicem, sau calculul, eu știu, unor cantități care rezultă în urma prelucrării anumitor subansamble. Deci lucrurile sunt foarte diverse și vă spuneam, depinde doar de propunerile care vin de la angajator, ca apoi fiecare profesor să-și identifice bucățica lui de sarcină și să o pună în practică. Nu vă gândiți la aceste oferte din partea firmelor ca fiind oferte, cum să le zicem, foarte complexe, de genul școala trebuie să preia nu știu, o sarcină a producerii unui echipament. Pentru că nu despre asta e vorba. Nimeni n-ar avea în vedere așa ceva. În primul rând că nu există. Asta ar merge mai degrabă la liceele strict vocaționale, care au ateliere și maestri și așa mai departe. Dar sunt anumite faze, anumite etape din derularea unui proces economic care permit foarte bine activitățile de care vă spuneam. În cât timp trebuie soluționată o sarcină? Există un termen? Deci proiectele depinde de complexitatea proiectului primit. De exemplu, un angajator propune unui profesor sau unei școli un proiect care poate fi apoi descompus în sarcini separate. Și atunci, dacă sarcinile acelea permit abordarea lor simultană, vă dați seama că el poate dura puțin, dar vor fi implicați 3 sau 4 profesori simultan, adică un profesor de, să zicem, limba română, alt profesor de fizică, alt profesor de chimie, da? Și simultan realizează sarcinile diferite, apoi pun cap la cap ce au descoperit și transmit către mediul de afaceri rezultatul. Sau, dimpotrivă, sarcinile trebuie să fie consecutive, adică nu se poate face o sarcină dacă înainte nu s-a făcut alta. Și atunci timpul necesar este mai mare. Noi pornim de la premisa că în 2 luni de zile, cel mult, un astfel de proiect ar trebui să fie demarat, desfășurat și încheiat cu toate concluziile de rigoare formulate. Este un subiect extrem de interesant. Sigur. Și mă bucur că ați venit astăzi să ni-l prezentați. Cât de importantă este pentru județul nostru implementarea acestui program? După cum vă spuneam, noi suntem reprezentanții României. Eu sper că dacă această metodologie pe care noi încercăm, deci noi încercăm să o punem la punct acum, să o adaptăm, dacă va fi un succes, vă dați seama că vom avea prioritate la nivel național și european. Pentru că facem parte din această echipă, singura care în acest moment face așa ceva la nivel european. Vă doresc mult succes și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți cu Ploiești TV, să aveți o zi frumoasă. La revedere!